CEDO a condamnat Federația Rusă în cazul reprezentanților Promolex, Ion Manole și Alexandru Postica, victime ale incidentului de pe podul de la Vadului Vodă din 2005. Mai multe detalii la acest subiect are colegul meu Cătălin Goria. Cătălin, te ascultăm. Bun găsit, așa este. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului a fost emisă astăzi. CEDO a constatat că Ion Manole și Alexandru Postica au fost victimele detenției ilegale comise de către soldații ruși aflați la postul de menținere a păcii de pe podul peste Stănistru, între orașul Vadului Vodă și satul Coșnița. Astfel, curtea a dispus achitarea din contul Federației Ruse în beneficiul reclamanților a câte 3.000 de euro cu titlu de prejudicii morale și a sumei de 1.500 de euro în calitate de costuri și cheltuieli. Incidentul s-a produs în iulie 2005, atunci când membrii Asociației Promolex Ion Manole și Alexandru Postica, care se deplasau de la terenurile aflate după traseul Râbnița-Tiraspol, unde se aflau într-o misiune de documentare, au fost reținuți la postul de menținere a păcii, amplasat în stânga Nistru, lui în satul Coșnița. Motivul reținerei a constat în faptul că o pasageră a celor doi ar fi făcut o poză a unui panou publicitar din apropierea postului. În urma opririi automobilului, ofițerul rus care îndeplinea funcția de șef al grupului de pacificatori a cerut destrugerea pozei. La solicitarea de a fi explicate care sunt temeiurile reținerei și de ce a fost întocmite actele corespunzătoare, ofițerul a devenit foarte agresiv, bruscând și amenințând persoanele reținute și solicitând la telefon prezența superiorilor săi din Dubăsari. Acesta a blocat automobilul cu mijloace speciale, chiar dacă după ce la fața locului au venit mai mulți reprezentanți ai structurilor de forță și martori de la diverse organizații. Militarii ruși au continuat să manifeste un comportament agresiv față de oamenii pașnici prezenți la fața locului și, în ciuda insistenței acestora, soldații refuzau să deblocheze automobilul persoanelor reținute abuziv. La un moment dat, fără vreun motiv, soldatul rus a tras două rafale în regim automat din arma din dotare, dar datorită intervenției profesioniste a unui polițist din cadrul poliției rutiere din raionul Dubăsari, s-a reușit depășirea unui incident grav care se putea solda cu victime și decese. Incidentul a fost soluționat abia după miezul nopții, când reclamanții au fost lăsați să plece. Haideți să urmărim cum comentează această decizie consilierul de dezvoltare strategică al Asociației Promolex, Alexandru Postica. Pentru noi cel mai important a fost necesitatea constatărilor, fiindcă a fost până la urmă o situație destul de stresantă, inclusiv pentru noi, când un soldat rus la o distanță de circa 2 metri deschide focul și utilizează un kalașnikov.